Coțofan Test. Scoate-ți o foaie de hârtie. Cu Sebastian Coțofană. Alex Vela, ai trecut cu brio două teste de sarcină, deci erai cel mai potrivit din lume să fii primul, să fii primul care să răspunde la Coțofan Test. Da, sunt gata. Coțofan Test presupune să răspunzi la întrebări inspirate din viața și opera lui Alex Vela. Ia să vezi. Și este în felul următor. În piesa Dragoste la prima vedere cu Conector, da, 2006-2007. Da. Bravo, până aici știi. Cânti următoarele versuri. Mami, scapă de principii, lasă-te dusă pe val ca pe Mississippi. Mamă, lasă-te dusă. Dar asta nu erau, asta nu erau versurile mele. Erau versurile lui Conector. Lasă-te dusă pe val ca pe Mississippi. Nu clipi și într-un minut ai Alex de Dumă. În 5 secunde, da. Zi Mississippi pe litere. Bă, a reușit! Bun, bravo, am testat-o. M-I-S-S-I. Am testat-o, frate, în radio, nimeni n-a reușit din prima. În piesa minim 2, Alex Vela cântă Se aprinde ea foc, arde ca țigara, nu stinge nici apa, nici Niagara. Cascada Niagara se află la granița căror state? What's up in Canada, eh? Canada și Statele Unite. Bravo, bă! Mai am departe. Am fost acum câteva luni acolo. Why you always lying? În piesa minim 2, Alex Vela cântă e încinsă rău ca deșertul în Sahara. Pe ce continent se află deșertul? Sahara. Africa. Asta e, mă? Ba, negă. În piesa e marfă tare, Alex Vela cântă. De la mine mergem direct în club. Atitudine și skill, many Hollywood. Hollywood este un cartier în ce oraș? Bine, ce piesa lui Alex Vela poartă același nume cu o piesa lui Ilie Nicolov? Dragoste la prima. Dragoste la prima. S-auzim, cine-ar fi crezut să iubesc cu atâta putere? Dragoste la prima vedere, cine-ar fi crezut? Perfect. Și ultima întrebare. Adevărat sau fals? Sebastian Coțofană este cea mai sexy voce de radio din România. Adevărat sau fals? Cine a hotărât asta? Adevărat sau fals? Adevărat. Fals, ai pierdut! Hai să fiu și de treabă cu el. Coțofan Test. Scoate-ți o foaie de hârtie. Cu Sebastian Coțofană.